Dacă ar fi să mă iau după așteptările dumneavoastră, dacă eu aș fi un om normal, ar trebui să spun că doamnul aș da, Andreesca! Dar nu se poate așa ceva, că trebuie să-mi fac eu misia de cronica. Mai întâi, vreau să încep cu un citat din autoarea noastră, pentru că cele mai sfinte sunt cuvintele lor. Îmi plac oamenii care au puterea, curajul și demnitatea de a-și asuma viața, trăirile, calitățile, defectele. Pentru că, indiferent de situație, pe oameni trebuie să-i poți privi mereu în ochi și nu trebuie să-ți fie niciodată rușine cu persoana ta. Oricât de complicat ar fi adevărul, oricât de greu ți-ar fi să recunoști că ai greșit, oricât de dur ar fi să spui că suferi sau împotrivă, că n-ai pierdut nimic, oricât de peste mână îți este să mulțumești cuiva, fără. Fii adevărat în relațiile cu prietenii, pentru că doar așa îi vei păstra pe viață și numai așa le vei obține stima pentru tot, pe una chiar și atunci când poate ai greșit cu ceva. Ne aflăm în fața, înainte de asta, deci, aș vrea să vă mulțumesc, sau să îți mulțumesc, cinstit, pentru onoarea pe care o faci. Nu cred că sunt multe persoane în România care să fie recunoscute imediat pe aproximativ 20 de milioane de români, pe nouă scuți nu-i pun pe tributare, și care să capulipsească să-și facă o carte pe hârtie. Asta este pădăria jos, să rămână orta proste. Este un lucru extraordinar și îmi pare bine că m-ați ales pe mine. În 2002 lansam Bună seara România, Bună seara București, la mult, în satul meu, Vitan, la librăria Iberta cu Lucian Mândruță, cu fost de Radu Paraschivescu. Nu vă mai țin mult pentru că aveți în față o Andreea Esca directă, francă, fragedă, puternică, optimistă, un om care știe să ia viața în piept, un om care, așa cum îmi place mie să spun, se locuiește cu plăcere. Nu cred că este un om atât de simplu, pentru că are o competitivitate, o vigoare și un mod de a face acoladă peste lume, încât nu știu ce e mai important, Fecioara sau Scorpionul înăuntru ei. Ce știu sigur că este important, este orașul Brașov, este zona Făgărașilor, zona de piatră, zona tensă, zona românească. Ce este extraordinar este educația părinților, părinți minunați care, chiar dacă am consumat cu tatăl dumneavoastră că facultatea de teatru sau film era un pericol, dacă nu intri în patul regizorilor și mai știu eu ce, așa, un liceu făcut cu o temenicie și o plăcere de a izbândi, nu toată lumea recunoaște cinstit cât de oftică a avut pe o colegă, prietenă bună, care din 4 ani a luat de 3 ori premiul întâi și Andreea a luat premiul 2. Între atunci a luat însă premiul întâi. Aici eu aș fi pus punct, minții, ia minte și spune, da, adevărat, a luat premiul întâi, dar asta fiindcă ea în timpul ăla lua meditație și am păsat mai puțin. O carte în care, măritată într-un mariaj superb, toată lumea știe, toată țara știe, toată lumea vă invidiază, vă ia ca model, știe să vină să spună cum a fost primul sărut adevărat. Asta rămâne să descoperim de noastră. Știe să spună cum este prima noapte de dragoste și ce înseamnă să-ți lași partenerul să pătrundă în ființa ta. Sunt lucruri spuse natural, frumos, fără nicio părință de a da lecții. Ne spune simplu că îi plăcea Răducioiu, îi plăcea teatru foarte mult și se ducea la Național mereu să-l vadă pe Ovidiu Iuliu Moldovan. Cum altfel să nu se îndrăgosească de Adrian Pintea, să nu-i placă Emil Rosu, Celu Nice. Ce mai are? Un bunic grec din Atena, eu după nume mă bănuiam Macedon, că vă l-am uitat și trece să bun. O bunică italiană și o altă bunică ungurică, e bine dat. Îl adora ca și mine să rămână pe moțul pitici care ne-a dat cei 4 Beatles și care ne-a făcut să levităm din așa zonă magică 4 Olandra de la grădina Icoanei, care era practic o trambulină pe care noi evadam pe verticală. Acolo eu m-am simțit ca la Isle of Wight și la Woodstock. În sfârșit, Brașovul, Piteșul, cred că am spus destul. Deci vreau să vă fac să înțelegeți că pentru cei de 14-15 ani
ca și cei, pentru cei de 60 de ani, este o carte modelă. Închei tot cu un citat, nu mă las fica, eu fiind un bătrân paseist reacționar, țin la caligrafie și la corespondență în epoca e-mail-ului și a internetului blestemat. Nu știu, spune el, dacă ucide presa pe hârtie, dar în primul rând cred că online-ul ucide relațiile dintre oameni. Fapt valabil și pentru rețelele de socializare. Mi se pare un paradox faptul că o rețea de socializare te îndepărtează de ceilalți, nu de apropiat de ei. Eu sunt un om care crede în continuare în tipăit, în tactil, în faptul că atingi pe oameni, că stai lângă ei, că le simți energia aceea pe care nu poți să o simți prin intermediul unui cal populator. Înainte ne scriam scrisori, nu? Nu te vedeai omul cu care corespundeai, dar una altceva. Nu cred că un mail are valoarea unei scrisori scrise cu pixul pe hârtie. În sfârșit este un om care îi place mirosul de iarbă cosită și sunt sigur, că toată lumea de aici face mult mai mult decât ratingul ăla de 7%, unde te uiți la un bec și nu vezi niciun om viu. Vă mulțumesc! Thank you.